Deocamdată fluier final al primei părți. Botoșan, Dinamo 1-1 și vedem, iată-l pe Leo Grozavu, antrenorul celor de la Botoșan, extrem de nervos, are ceva să-i reproșeze lui Horațiu Feșnic. De mult nu l-am văzut atât de nervos pe tehnicianul celor de la Botoșani. Probabil îi cere explicații lui Feșnic după acea fază la care centralul a acordat penalti pentru Dinamo. Pauza acum, vor reveni în aproximativ 15 minute cu repriza a doua.